Bună să vă fie inima, dragi oameni buni și bine ați revenit la știri de la ProTV. În uh, emisiunea de astăzi vreau să discutăm despre acest incident în care o cisternă s-a răsturnat pe drumurile publice din Moldova, din Marea Britanie, în Marea EG, cum ar fi Craiova, două puncte, da? Cisternă răsturată pe bulevardul Deceba, trafic restricționat. Ce o fi cu această cisternă? <coughs> Bă, legat să conducă cisternă asta prin Craiova? <coughs> că percepe o taxă intrarea în oraș, ca în Severin. Noaptea 13 aprilie, poeziștii biroul rutier Craiova au fost sesizați cu privire la faptul că pe bulevardul de ceva s-a răsturat o cisternă. <coughs> Două benzi pe sens, cum să răsturmă camionul ăsta? Limită destul de mică că ești în un oraș noapte oarecum să răsturnă o cisternă de asemenea dimensiuni pe un drum public noaptea unde se circulă cu o localitate cu 50 km la oră. În fapt, un tânăr de 30 de ani, cetățean sârb, în timp ce conducea un ansamblu de vehicule format dintr-un cap, tractor și semire, morcă cisternă, pe vor de ceva din creau. Vezi că mi s-a îmbunătățit calitatea cititului. La un timp de vreme. Și nu că citesc, dar nu știu. Am zile și zile. Unele, în unele zile vorbe, văd mai mult, în altele mai puțin. <laughs> A lovit de traversare s-a răsturnat. A dormit la volan, dragi mă. Te rupe pe reclama aceea. Cisterna este încărcată cu spărtură de marmură. Spărtură de marmură. Încarcă încarcă la cisternă, bucăți, bucăți, ciub. Cisterna este încărcată cu spărtură de marmură. Băi, eu mergeam în principiu că cisternele sunt folosite strict pentru transportarea lichidelor, nu a spărturii. Nu știu eu bine, mă. Spărtură. Mă, dacă poate scrie spălătură spărtură de marmură. Ea Ia urma, iar urma, iar urma evenimentului nu au rezultat, iar în urma, cred de-aia nu, de mi se ticlea mie, zic, bă, ceva parcă nu Sună. Iar în urma evenimentului nu a rezultat victime omenești. Conducătorul a fost testat cu aparatul de teletest, rezultatul fiind negativ, deci nu era băut. Ce reacție să fac, dragi oameni? Am prins pe Instagram. Știți Instagram-ul meu, nu? Instagram-ul meu este cam ăsta. Am prins pe Instagram acest mesaj în care să fac o reacție la acest accident. Ce să pot să spun despre el? O fi adormit la volan. Deci, mai mult decât atâta -a. Sigur o fi adormit la volan omul și s-a trezit în parapet. De obicei, și când adormi, tragi brusc o într-o parte de volan. Intră în balans. Părtura de marmură, ceea ce mă interesează pe mine. Cum sunt o încarc? Ia. de, de, ma de marmură. Părtura de marmură. Se încarcă așa ceva în cisternă? Se încarcă așa ceva în cisternă? Probabil bucăți mici. Și cum se descarcă? Nu atât de mari, mă gândesc. Se scarcă la mână, dacă ar fi bucăți foarte mici, s-ar abata, s-ar ridica în sus, știi? și ar începe să curgă spărtura asta de marmură, mă gândesc. Că Altfel, din ce am descărcat eu cisterne, nu știu dacă știți, dar eu am mai lucrat pe cisterne. De exemplu, am transportat cisterne de tip container care uh, n-au cam același sistem. Ele sunt mobile, se pot muta de pe un camion pe altul foarte ușor cu anumite macarale. Am descărcat vreo câteva, dar uh, am și condus, dar nu pot să spun că am experiență în ceea ce reprezintă cisternele. Uh, cum funcționează ele? ele funcționează în felul următor, că atunci când trebuie să le descarci, uite de exemplu ceva de genul, când trebuie să le descarci, ele din fabrica respectivă vii cu furtun care are pompă, știi? Vii cu un furtun care are pompă pe el, gen mufeze aici și trage din ea. Beiul ăsta este special amenajat în așa fel încât să stai un pic în pe despre spate, pentru că eu am crezut că, ma, era un vin în cisterna asta, deci că era must. Eu am crezut inițial că, bă, să vezi acum, ce mi-au și eu, în bidonul de pozi zic, mama, Voi să-mi bidon de apă, zic, să mă bată, mama, dacă nu bag cu în el, nu mai apă. Trebuie pe vin. <laughs> N-a rămas picătură să mă bată mama de vin în cisternă. Presupun că există un fel de pompe care trag și marmura asta. Mă gândesc că este fină. Dacă n-ar fi fină, nu pot să-mi dau seama. În ceea ce reprezintă reasamblarea și repunerea la loc, este o procedură care ne sperie pe noi de foarte multe ori, dar în țări se cam întâmplă. La nivel de, la nivel de o țară se întâmplă. De exemplu, în Anglia am văzut destul de multe Accidente din astea, sunt firme special care se ocupă cu așa ceva, le iau și îl pun înapoi în câteva ori. E macarale special amenajate, intră asigurarea, șoferul nu știu ce poate păți, acum el fiind de o altă naționalitate, probabil ca și la noi, într-o oarecare măsură îi se impută ceva bani, dar nu mare lucru. În regisera se pune aloc al și cam aia este, nu știu ce să zic. Principala cauză și cred eu că ar fi este a adormit omul la volan. Cam așa s-au petrecut timpurile și chestiile. By the way, Hristos a vreau să vă zic și eu, pentru că n-a apucat să vă zic decât în live-ul de SnowRunner astăzi. Vă doresc o seară liniștită, aveți grijă de doi de trupurile voastre și dormiți din când în când cât de mult, din cauza că se acumulează oboseală și numai ce mă trezit eu din Pup și vă doresc o zi minunată. Nu uitați să-mi și mie un mare follow pe Instagram în cazul în care vreți, aveți link în descriere. Ia deci, sunt eu cu pruncul meu de Paște, da? Uitați-vă numai. Așa arată el de Paște, așa arată el de Paște, așa arată el de Paște stimă of Păi <coughs> Păi nu știu dacă ați văzut, dacă vlogul cu Mercedes MP5, cu nou model de Mercedes MP5. O zi, de, de muncă pe, pe nou Mercedes MP5. Vă pun videoclip aici în partea dreaptă și partea stângă buton de abonare. În caz că vreți să vă abonați, apăsați clopoțelul. stimă of dați și voi un like puternic. Hristos a înviat.